Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Mamă, asta e cea mai ciudată zăpadă pe care am gustat-o până acum. Are gust de cartofi stricați, știi, și orez alterat. Farsele au tot felul de forme, mărimi și temperaturi. Asta a fost o idee grozavă și ușoară totuși. Totul a început din intenții foarte, foarte bune, credeți-mă. Mă rog, în mare parte. Operațiunea Zăpada. Era la sfârșitul orelor o zi ca oricare alta. În afara faptului că era joia dinainte examenelor, nu-i așa? Nu! Mulțumesc! Acum vă rog să semnați cererea ca joia să devină ultima zi a săptămânii. Gândiți-vă, un weekend de 3 zile? Voi nu aveți pic de imaginație, nu vă dați seama că mâine avem examenele naționale de aptitudini? Gândiți-vă puțin, măi! Nimeni nu te ascultă. Renunță, băiete! Andy și Danny, sper că v-ați pregătit pentru examenele de mâine. Domnule director de Rosa, numai cei care nu s-au pregătit se tem de examenele de mâine. Și tu ești speriat de examene? Am purtat scutece toată săptămâna. Trebuie să existe o cale să luăm vinerea liber? Din 2 motive se poate lua liber. Unu, sărbători legale. Ho, 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 îmi place curcanul de soia. Ho, 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 oh, ce gust bun are. Ho, numărul 2, zăpada. Să ne gândim. Atenție, cumpărători! Ce s-a întâmplat? Bună, Maș! Ce faci? Doar adunăm și noi niște provizii. Conținut triplu de apă. Și cartofi și orez instant? Mamă, în ce lume trăim? Cartofi și cereale? Cu ce ocazie? Vom face o grădină de iarnă din casa domnului de Rosa. Meseriașă chestie. M-am gândit să împrăști astea în jurul casei lui, apoi să dau drumul la apă. Ar fi grozav. O nebunie. O nebunie, da, așa e. Un singur cupon de client. Da, cred că am adus destule pentru toată lumea. Bine, fie. Rămân datoare cu $1. La fix. Nu vine să cred că lasă gheața asta să se topească. Da. Ai fi crezut că lumea se omoară să ne cumpere. Hei, băieți, ce aveți voi în plasele alea, a? Gheață, domnule. Gheață care se topește, domnule. Care se topește, a? Asta chiar pare a fi gheață. Da, gheața se topește. Ce bine îmi pare că tata a luat un aer condiționat cu opțiunea de abator scris pe ea. Da. Fac un experiment științific ca să văd cum este viața în Arctica, să știi. Da, asta sună foarte educativ, fiule. Și chiar ai de gând să-l crezi? Doar să faci curat după ce termini? Asta-i tot? Nu vrei să dai drumul la căldură? Tati, de ce nu pot avea și eu o familie normală? Danny, mai bine ai dat drumul la fân din nou. Hei, dar locul ăsta e rece de-a binelea. Avem toată gheața de care e nevoie. Și cartofi instant, și cereale, și furci de orez? Avem nevoie de ceva care să facă zăpadă, ca cele care se folosesc pe pârtile de schi. Cred că pot eu improviza ceva. M-am jucat cu motorul ăsta. E o răzătoare de brânză pentru un platou de filmare. Este perfect! Da! Pot împrumuta și asta? Da, sigur, le foloseam doar să-mi usuc mașina. Operațiunea Factorul Vântul de Îngheț a început!
Hai să o facem! Mulțumesc, moș! Nu e nicio problemă. Ne vedem, prieteni. Noroc, trebuie să plec. Pe mai târziu. Hei, ca lumea, chestia asta are un buton turbo. Să ningă! Să ningă! Să ningă! Repet, meteorologii au anunțat o furtună mare noaptea asta. Dacă dumneavoastră sunteți directorul școlii și priviți televizorul, va trebui să închideți școala mâine. A, știți, pentru că mi-am adus aminte, o furtună e un motiv pentru a da liber la școală. Zăpadă? Ce tot spuneți voi acolo? Sunt 35 de grade afară și niciun or pe cer. Ce meteorologi! Calmul de dinaintea furtunii. La propriu. Nu vom reuși niciodată. Bineînțeles că vom reuși. Pentru asta avem butonul de turbo. Ei bine, dimineața va veni în curând. Excelent, cutiile izolatoare lui Maș au păstrat gheața la rece. Dar cum a ținut-o rece și nu fierbinte? Știe, pur și simplu. Nu e momentul de întrebări deștepte, haide. Așa, acum haide să le turnăm. Arată ciudat. Nu te teme. Hai să turnăm și restul. Haide. Atenție. Wow. Și acum marele final. Furtuna. Riguț, nu-i așa? În fiecare zi de rusa se scoală și toarnă o ceașcă de cafea și își dă câine afară chiar acum. Poți să vă dau zăpada, domnule? Ce? Să dai zăpada de pe aleea mea? Nu pot să cred. Suntem înzăpeziți, cum a prezis și meteorologul. Mamă, mă întreb cum ajung eu la școală pe zăpada asta, serios. Aici e DJ Shane, copii, și vreau să vă spun că directorul de Roza a dat liber azi din cauza furtunii de zăpadă. Wow, de unde ne sună ăsta, din Canada? Făcut, făcut și făcut. Wow. Aoleu, asta nu e o veste bună. Soarele topește totul. A trebuit să plecăm. De fapt, este o furtună cam ploioasă, mă rog. Se numește ploaie. Nu se mai face o dată cald. Pulci de cartofi? Orez? Cereale? Ce este asta? Și de unde a anins? Hei, voi de acolo, stați! S-a schimbat planul, Denis, zboară ca gândul! Deci chiar și cu cele mai bune intenții, lucrurile tot pot să o iau razna. Dar n-a fost o pierdere totală.
Sandy, ar fi trebuit să-mi dau seama că tu ești în spatele acestui fapt. Tu crezi că totul e o joacă, nu-i așa? Ei bine, este foarte serios. Tu crezi că un examen de aptitudini este ceva ușor? Vei fi foarte șocat, domnule! Mam, ne va lua toată ziua să curățăm aici. De ce zâmbești? Asta e muncă serioasă. Știu, nu e grozav. Farsa a ținut. Am scăpat de școală astăzi.